Ce faceți? Cum sunteți? Sper să nu mi se mai închide și de data asta laptopul, că mă nervează. Deci eu mă registram, pur și simplu mă registram și într-o dată mi s-a blocat laptopul. Să mai întâmplă și din astea, să mai întâmplă, că ce să facem? Să bagă satana. Să bagă satana, zic și eu ca pastorii. Astăzi o să predic despre cine altul decât despre păstorică Cristinel Bohariu. Îl vedeți bine pe ecran, da? Pe data de 9 aprilie anul ăsta, 2023, au fost invitat la Biserica Betel din București, da? Țin să menționez pentru persoanele care doresc să se ducă să se uite la tot video, adică la toată predica lui, de pe data respectivă, țin să precizez următoarele. Chiar am ascultat toată predica și am auzit foarte clar când pastorul Cristinel Bohariu a spus că e obosit și că are nevoie de rugăciune. În alte cuvinte, vreau să spun că am ținut cont de faptul ăsta că e obosit și am lăsat deoparte unele chestii pe care de altfel le-aș fi criticat dacă el n-ar fi spus că a fost obosit, da? Dar am trecut cu vederea, însă nu pot să trec cu vederea peste o afirmație pe care el a făcut-o și ci că o mai și-a argumentat-o din Biblie, așa ceva, îți vine să te crucești. Deci îți vine să te crucești. Eu nu știu, păstorică Cristinel Bohariu, când tu auzi, că sigur ai auzit, n-ai cum să nu auzi de mine, știi, pentru că tu mi-ai făcut raport la YouTube. Ești o minciună artifică din asta, mi-ai făcut raport la YouTube. Ție nu-ți rușine când cineva care se declară ateu, adică eu sunt ateu pentru că voi mă încadrați în categoria aia. No. Dar ție nu-ți rușine când cineva care e ateu sau face parte din categoria de atei, ție nu-ți rușine că îți face observații de genul. Adică tu ca păstorică, n-ai cum să-ți permiți să faci unele greșeli. Când vorbești din Biblie, mă refer, da? Ca așa în viața de zi cu zi, toți suntem supuși greșelilor. Asta e ceva logic și normal, da? Eu mă refer acum că scriptural, biblic, când tu vorbești din Biblie, când tu te duci în față și predici, acolo nu-ți poți permite să greșești. Sau și dacă greșești, greșeala să fie atât de minoră încât să se poată trece peste. Iar eu nu pot să trec peste. Te înțeleg că ești obosit și eu sunt obosită. Vai și-o mare de halatul meu. Dar asta nu înseamnă că ce, suntem obosiți și ne permitem să ce, să exagerăm. Plus că oricum tu, ești tu păstorică, îmi permis să zic tu, nu? Că doar ai zis că ai 37 de ani, eu am 32, 5 ani, diferență, comod, știi? Tu ai un statut în societate, de asemenea am și eu un statut, adică știi? Să nu zici că te-am meritat pentru faptul că zic tu sau nu știu ce, că în alt video ai zis că cineva te-a luat cu bă și gata, te-a pierdut, că tu nu te-ai zis la oameni. Păi dacă pe tine te pierde cineva doar că se exprimă cu bă, noi ce ar trebui să facem când tu ne minți din față? Adică pe oamenii care te ascultă, nu pe mine, că eu nu te cred oricum, da? A câta oră te-am auzit când te afirmă și ai un mod de a te exprima, eu acum nu vorbesc gramatical, nu, dar așa ai tu niște expresii pe care eu când le aud, nici nu știu ce vine să-mi fac, să mut plombele dintr-o parte în alta, nu știu ce-mi vine să fac, mătănii, nu știu. Și una dintre expresii e în felul următor. Spui ce spui? La care? Eu n-am auzit așa ceva. Eu n-am văzut așa ceva. În Biblie nu scrie, în Biblie nu este. Dacă tu vrei să dai un exemplu din viața de zi cu zi, după aia spui, da ce? Ați văzut voi, nu știu, de exemplu, doi oameni care divorțează doar de la palmă? Eu n-am văzut. De zici că tu, iei parte la toate divorțurile care se pronunță. Legal sau informal. Iei tu loc, ești tu martor la toate ca să zici, eu n-am văzut. Și dacă tu zici că tu n-ai văzut, e ca și cum nu există. Dacă tu spui că în Biblie n-ai văzut sau că nu scrie așa, îi faci pe oamenii care te ascultă și care chiar te divinizează și te cred icona lor, îi faci să creadă că în Biblie chiar nu scrie despre așa ceva sau că nu există așa ceva. Nu ți-o împic rușine să faci afirmațiile astea. Eu acum nu-i faza că te critic din punct de vedere gramatical, că niciodată nu se fac chestia asta pentru că eu nu sunt ok din punctul ăsta de vedere și ar fi și banal să vin să corectez pe altcineva când eu, de fapt, am minusurile mele în ceea ce ține exprimarea. Eu acum vorbesc de esența și critic esența mesajului pe care tu îl transmiți. Esența, da? Nu gramatica, cum zic alții. Naomi, ție de o greșeală mică. Ție de o greșeală gramaticală foarte mică. Când vreodată m-am luat de gramatica cuiva? Bine, în afară de Pinocchio, că Pinocchio ăla să ține șmecher, ăla din Anglia, da? Pe ăla lăsăm că ăla e ceva specimen, da? Acolo e vorba de cu totul altceva. Dar așa când eu critic esența, mesajul, predica pastorilor, eu nu mă duc pe latura asta de gramatică, că nici n-ar avea sens, adică nici nu m-aș obosi.
pe chestia asta, da? Acum, asta e a doua oră când ies public și te trag frumos de ureche și îți demonstrez, eu, Naomi Mureșan, OAT, îți demonstrez că tu minți oamenii din Biblie. Îi minți. Păi dacă tu minți fără nicio remușcare cu lucruri legate de Biblie, ce mai pot eu să cred sau câte lucruri mai pot eu să cred când te aud pe tine că le spui și le comunici din față? Când tu comunici experiențele tale, greutățile tale, situațiile cu care te zbați sau prin care a trecut, cum pot eu să le cred pe alea? Când tu, că ele au fi avut loc sau că au fost la intensitatea pe care tu le prezinți sau în conjunctura pe care tu le prezinți, când tu de fapt minți despre Biblie și Biblia toată lumea o are la îndemână. Ori că ai hard copy, Biblie, Biblie în mână, ori că intri online. Deci eu te rog frumos, ori îți schimbi modul ăsta tot de exprimare cu nu există, că nu există în Biblie, nu știu ce, doar pentru că tu nu ești conștient, asta nu înseamnă că nu există. Ori îți schimbi modul ăsta de exprimare, ori stai jos și nu mai predica. Te rog frumos, pastore, stai jos. Într-o predică și am făcut un video, într-o predică ai zis ceva de genul că dacă îți arată cineva că scrie în Biblie că Dumnezeu apreciază omul din punct de vedere adică pe partea exterioară, tu te și oprești. Eu am făcut un video în care ți-am demonstrat că Dumnezeu, da, apreciază frumusețea exterioară a omului. Da. Ceea ce ține de îmbrăcăminte, de vestimentație. Și nu ți-ai luat video jos. Eu în biserică n-am fost ca să oprești atunci predica. Dar ți-am arătat pe YouTube și n-ai luat video respectiv jos. Trebuia să le iei jos, că ți-am demonstrat. Nu așa ai zis atunci în biserică. Dacă cineva ți arată, tu te și oprești. Eu ți-am arătat virtual, trebuia să iei video jos. Nu l-ai luat așa. De ce? Că ești un brăzicuț. Ești un brăzicuț. Acum ți mai arăt încă o dată cum tu minți oamenii din Biblie. Și te rog frumos să șezi, stai jos. Nu mai predica în halul ăsta, nu mai minți oameni. Plus că atâta le învârți și le sucești. După bunul tău plac. Și o să demonstrez asta cu câteva, ce, cred că-s 2 minute sau 1 minut. O să-ți dau ție play la 1 minut sau 2. Și pe urmă o să încerci să le explic oamenilor ce m-a enervat atâta de mult la tine. Țin să menționez faptul că dacă aș fi auzit un enoreaș să fi zis sau să fi fost făcută declarația pe care tu ai făcut-o, nu m-ar fi interesat atâta de mult. Că zici, băi, enoreașul, știi cumva, nu că ne așteptări, ba da. Dar când vezi un pastor care se duce, iasă în față, predică, atâta lume le divinizează, păi te gândești că n-ai cum să faci asemenea greșeală. E o greșeală colosală. N-ai cum să spui ceva despre Isus când de fapt nu e așa. Că tu crezi, mă, omule, tu crezi în Dumnezeu, eu nu cred. La ce minți dacă tu crezi? Cum poți să-ți permiți să minți despre Biblie dacă tu crezi în Biblie? Nu ți rușine. Sau poate nu o să vi se pară grav ce comentez eu. Mie mi se pare grav. La un pastor nu are cum să scape aspectul ăsta. Nu are cum un pastor să greșească atâta de mult și așa de frecvent. Că nu e prima dată când au pe Bohariu că spune asta nu e în Biblie. Eu n-am văzut asta. Asta nu există. Nu e prima dată. Dar de acum, de fiecare dată când o să aud chestia asta, expresia asta ta, o să mă duc și o să verific în Biblie și o să vin să le demonstrez oamenilor contrar. Da? Acum, ascultați, vă rog frumos, foarte atenți, foarte atenți, exemplele pe care le folosește vis-a-vis de cuvântul ăsta sau termenul, spuneți-vă cum vreți, peșteră. Ascultați, vă rog frumos, ce spune despre peșteră și ascultați până pun eu stop, da? Când o să fac așa, vă rog frumos să fiți, știți cum? Tot calciu, magneziu și toată unsoarea să vă fie sus la antenă ca să auziți exact ce pot să spun, adică o minciună mai mare ca asta nu există. Și din Biblie, din Biblie. Ascultați-vă, vă rog frumos, și când fac așa, sper să nu uit, atenție sporită, vă rog frumos, dacă vreți, dacă nu, treaba voastră. În peșteră sunt mulți și n-au pe nimeni care să se roage pentru ei. Voi spune, Frate Cristi, eu nu-s pocăit și chiar n-am pe nimeni care să se roage pentru mine. Îți dau o veste bună, te poți pocăi și să fii tu primul din familie care să se roage pentru urmașii tăi. Închei spunându-vă că Elie era în peșteră și spune întâi Împărați 19 cu 9 că a rămas peste noapte. Și m-am gândit că Dumnezeu măcar pentru o noapte nu se supără dacă stăm în peșteră. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel. Ce faci tu aici, Ilie? Ce cauți în peșteră, Ilie? Versetul 11. Ieși și stai pe munte înaintea Domnului.
Poate ești în peștera depresiei astăzi. Poate ești în peștera unei infidelități care ți s-a întâmplat. Și nu te judec, că e groasnic dacă ți s-a întâmplat asta. Poate ești în peștera unui copil care nu te mai ascultă și, din nou, nu te judec. Ci vreau să te ajut. Dar ajutorul meu nu poate fi nici în bani, nici în telefoane, dar poate fi în ceea ce a făcut Ilie. Să ieși afară, să știți că Iisus nu intră în peșteră. N-am găsit o zi în viața lui Iisus în care să stea în peșteră decât când a fost mort. O stat și apoi a înviat. Dar astăzi, dacă ieși afară din peștera vieții tale, spune Biblia că în fața lui Ilie a trecut un cutremur. Ați auzit, da. Da, bun, Buhariul este un pic așa că tu greșești mult aici. În primul rând, de mi se blochează acum laptopul, nu știu ce fac la laptopul ăsta. În primul rând, nu știu cum poți în halul ăsta să prezinți tu niște texte din Biblie, le răsucești cum vrei pe urmă și le vrei să faci un fel de compare and contrast cu viața reală, pe urmă iară te duci în Biblie, dar în Biblie e cumva mot-amon cuvintele, știi? Păi, ori te referi la peșteră, ca la o peșteră, adică o peșteră, sau cum a spune noi, un bolovan, o stâncă, o mătură, ori ne folosim de expresia respectivă și începem și asociem cuvintele din Biblie cu situațiile în care noi ne aflăm. Deci tu, în primul rând, pe urmă o să dovedesc că ai mințit, acum vreau să explic ceva. Tu ai vorbit de peșterile în care noi ne-am putea afla. Orică într-o situație de divorț, adică o situație de divorț, ar fi o peșteră. O situație între, adică familială, unde e tensiune, copiii nu se înțeleg cu părinții sau viceversa, și aia poate să fie o peșteră. Mă, aș fi fost de acord cu tine, știi, cumva a fost ok așa. Însă ce m-ai disperat tu pe mine după? Când după aia te folosești de Ilie, spui că el a intrat în peșteră și că Dumnezeu a zis, ce faci Ilie acolo, ieși! Ieși! Și după aia tot tu, după ce ai dat exemplu de peșteră cu situații de divorț, cu situații neplăcute dintre părinți și copii, tot tu spui că în Biblie tu nu l-ai văzut pe Iisus să fi stat decât atunci când a fost îngropat el. Că tu nu l-ai văzut pe Iisus să intre în nicio peșteră. Adică de ce ai mai folosit tu, Doamne, de ce te-ai mai fi dus tu în extrema cealaltă? Să spui că tu nu l-ai văzut pe Iisus niciodată intrând în peșteră, când înainte de asta, cu câteva secunde, ai spus că fiecare se poate afla într-o peșteră, în peștera lui, da? Că nu toată lumea divorțează, nu toată lumea are probleme cu copii, nu toată lumea are probleme cu alcoolul, nu toată lumea are probleme cu drogurile. Deci fiecare are peștera lui, mă, până aici am fost de acord. Dar de ce te-ai fi dus după aia și ai fi spus, după ce ai dat și exemplu cu Ilie, că Dumnezeu o poruncise asta din peșteră, adică spui după aia, mi s-a părut de un absurd, de un ridicol, foarte ridicol, că Iisus nu intră în peșteră. Ca și cum, dacă mă întorc la spusele tale, dacă te afli în peșteră, de exemplu, cu alcool, Domnul nu vine acolo să te ajute în problema ta. Nu, că e peșteră, tocmai ce ai zis. El nu vine acolo, trebuie tu să ieși. Păi e wrong. Pentru că dacă tu crezi în Dumnezeu, în puterea lui Iisus, păi Iisus și Dumnezeu sunt acolo cu tine, în peșteră. Și așa lăsând exemplul ăsta, fără să mai apelezi la Biblie, fără să mai apelezi, doar bazându-mă pe spusele tale că toți avem peșterile noastre, și așa, tu te contrazici singur. N-ai avut cum să folosești exemplu cu Ilie și să spui că Dumnezeu i-a zis, ce faci acolo, Ilie, ieși? N-ai avut cum să-l folosești în contextul ăsta, adică în situația pe care tu ai prezentat-o. N-ai avut cum. Măi, oameni, voi mă înțelegeți ce vreau să spun? Mai mult de atât, așa mai absurd de atât, ai zis că tu nu l-ai văzut pe Iisus niciodată să intre, da? Deci tu niciodată ai zis că nu l-ai văzut ca să intre într-o peșteră. Decât atunci când a fost mort, nu. Dacă eu ți arăt ție din nou un alt eveniment, când Iisus într-adevăr nu numai că a intrat în peșteră, s-a implicat și într-o acțiune,
pentru că a fost nervos, ce spui? Stai jos. Stai jos. Oricum știa că nu ți-aș demonstra cu versetul ăsta că Iisus a intrat în peșteră, oricum tu te-ai contrazis singur. Ba că, eu mă repet că vreau să mă înțelegeți, ba că noi toți putem avea peșterile noastre, important e să ieșim din ele, adică să ieșim din situația alcoolului, fumat, droguri, ce vreți voi. Tătul după aia te duci și apelezi la Elie ca și argumentare biblică, deși argumentul ăsta a fost cea mai mare prostie, că nu, Dumnezeu a zis la Elie să iasă, că dacă voi nu ieșiți, Dumnezeu nu intervine, dacă voi nu ieșiți, Iisus nu intră acolo. Păi ba da, tocmai de aia tu ai nevoie de Dumnezeu și de Iisus ca și credincios să te ajute să ieși din peșteră. Vine cu tine în necaz, dacă tu te droghezi și te rogi la Dumnezeu și crezi în Dumnezeu, Dumnezeu vine acolo, e cu tine în peșteră. Ba da, Dumnezeu și Iisus intră în peșteră, că tocmai de aia ai nevoie de să intre, să te ai frumos de mână, să te scot. Dar acum hai să mergem exact cum ai spus tu, că în Biblie nu există niciunde, că tu n-ai văzut, mă, dacă tu n-ai văzut, nu există. Dacă tu n-ai văzut un divorț efectuat nu știu cum, nu se poate de zici că tu ai ștampilat și ai dat decretul la toate divorțurile. Nu cumva te duci tu și la curte și după ce are loc divorțul semnești acte contractuale care au legătură cu pensia oamenilor, cu asigurarea de viață lor, că vezi că atunci când oamenii divorțează și au ceva contracte sau asigurări de viață împreună, apalea trebuie făcute normal, trebuie calculate după situația fiecărui cuplu, nu? Și la ăla îi dai 50%, la ăla 40%, nu, domnule artist? Nu? Că tu se pare că le știi pe toate. Deci nu contează că ești specialist într-o arei. Tu te faci că le știi pe toate. Tu ești doctor. Te duci cumva și pe la curte și semnezi tot felul de acte contractuale prin care să dai decretul și să spui tu e 40% după ce bărbatul te face 60 de ani sau 65, că depinde de vârsta de pensionare din fiecare țară. Sau nici nu, dacă are cont de saving sau ce ești ce. Nu cumva te ocupi și cu din astea. Că dacă tu nu vezi, înseamnă că nu există. Dacă tu spui că în Biblie niciunde nu l-ai văzut pe Iisus să intre într-o peșteră, decât atunci când a fost mort, înseamnă că Iisus nu a intrat. Nu-ți rușine. Nu-ți rușine. Să minți. Mergem în Marcu, capitolul 11. Marcu, capitolul 11, de la versetele 15 și 17, da? Ascultați, vă rog frumos. În special când, de fapt, nici mai trebuie, mă, că sunt trei versete, cei că al 16-lea ai scurtit. Ascultați aici foarte, câteva secunde. Eu vă demonstrez că, ba da, Iisus a intrat în peșteră. Și nu numai că a intrat în peșteră, măi, boha. Cred că o să-l simți și tu când intră în peștera ta. Hai ca să-ți spun aici, mama Naomi, ceva, că n-am chef să trec eu jumătate de oră cu video-ul ăsta. Dacă vreți să verificați ce citesc acum, duceți-vă în Marcu, capitolul 11, versetele 15, 16, 17. Citesc. Au ajuns în Ierusalim. Se referea la ucenici și la Iisus, da? Au ajuns în Ierusalim și Iisus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu. Și învăța și zicea, oare nu este scris? Casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile. Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Da, așa a zis Domnul Iisus și mai sunt câteva versete referitoare la situația asta. Când Domnul Iisus s-a întors în Ierusalim cu ucenicii și s-a enervat când a văzut că din templul respectiv a fost făcută o peșteră. De ce? Pentru că ei făceau negoț acolo oameni. Și Iisus s-a supărat și a zis, da, eu asta văd, că voi ați făcut o peșteră. Păi din moment ce Iisus a văzut că templul a fost transformat în peșteră, postul Bohariule se spui că Iisus niciodată nu a intrat într-o peșteră, în afară de situația în care el a fost îngropat. N-ai cum, Boha! Ăsta e verset clar în care se demonstrează faptul că Iisus nu numai că a intrat în peșteră, peștera creată de oameni, o făcut și curățenie în peșteră. Că i-o scos cu zbiciu. Mă întreb și eu, oare când și cum și sub ce formă o să se prezinte Iisus în adunările în care tu mergi și în care tu vinzi cărțile tale? Mă întreb și eu, oare numai acolo poți să vinzi cărțile tale în biserică?
Nu, că ești ca și ceilalți. Adică tu din casa Domnului, din biserici, tu faci un templu. Adică biserica e templu și tu din templu tău, din casa Domnului, tu faci o peșteră. Nu-ți rușine. Te faci că nu știi că în Biblie există verset din care se poate observa foarte simplu că exista o peșteră și că Iisus a intrat în ea și a fost mânios. Te faci că nu știi de existența acestui verset când de fapt tocmai tu transformi bisericile, templele dacă vrei, în peșteri. Sau tu vrei să-mi spui că dacă nu vinzi porumbei și scroafe și măgari, dacă tu nu-i vinzi ceafă de porc la pastorul Chelăbuț, tu vrei să-mi spui că ăla nu-i negoț? E negoț! În Biblia așa scria că se făcea negoț. De ce îți vinzi cărțile în încinta bisericii? Cărțile pe care tu le scrii. De ce? Am zic și eu ca tine. De zici că eu am fost prezentă pe setă, dar zic și eu ca tine că dacă tu exagerezi. Eu de ce să nu exagerez? Oameni buni, spuneți-mi voi mie, ați văzut vreodată în biserică, la bisericile unde se duce boariu, lângă cărțile pe care le vinde, să fie și Biblie de vânzare? Ați văzut? Că eu n-am văzut. Și dacă eu n-am văzut, înseamnă că nu, că n-a fost, că nu există. Păi voi vă dați seama cât e de ridicol. Să vinzi cărțile tale în Biblie, și eu în Biblie, în biserică, și să n-ai lângă cărțile tale măcar Noul Testament sau Vechiul Testament. Că poate cineva, poate vine un ortodox, nu știu, sau chiar și penti. Și cumpără o cărticică de-a ta și își aduce aminte, păi eu n-am o Biblie acasă și mi-o cumpăr și Biblia. De ce? Boha. De ce vinzi cărțile tale în incinta bisericii? De ce faci din templul Domnului o peșteră? O peșteră de care tu te faci, știi? Te faci că te-o pălit Alzheimer-ul Lot, Alzheimer-ul la temporar care vă pălește numai când vreți voi. De ce te faci ca ai Alzheimer și nu știi de peștera asta? De ce minți publicul care te urmărește și care are încredere în tine și nu mai verifică pe urmă? De ce îi minți că Iisus niciodată nu a intrat într-o peșteră? Ba da, Iisus a intrat. Numai că modul în care a intrat, asta e viața, fiecare după cum a făcut. Da? Dacă unul păcătuiește într-un fel sau greșește, știu eu, într-un mod mai... Depinde acum, că nu știu aici, nu e ca și cum sunt avocat al lui Dumnezeu și să știu cum percepe el păcatele sau nu, dar eu zic așa, după mintea asta mea, știi, limitată, așa cum suntem fiecare cu limita noastră. Dacă un om păcătuiește într-un mod în care doar pe el se distruge, eu cred că Dumnezeu sau Iisus intervine într-un mod mai elegant, mai subtil să-l ajute. În schimb, dacă e un criminal din ăsta și implică mai multe părți și afectează mai multe părți prin răutatea lui, prin săvârșirea păcatelor, așa atunci intră, pac, intră mai cumva mai brutal, dacă vreți, cum a intrat în templu. Da? Deci eu ce încerc să spun aici? Că dacă ar fi să o luăm după spusele tale, că fiecare cu templul lui, situații de divorț, de furt, drogat, alcoolic, tu niciodată n-ai cum să spui omului că ieșiți voi prima dată din peșteră, adică din problema voastră, și apoi după aia Dumnezeu și Iisus vă ajută. Nu, nu, nu. Dacă chiar există Dumnezeu ăla pe care îl predici tu, dar tu îți bajoc oricum de Biblia asta, eu măcar cum am zis, mă, eu nu crești și n-am cum să-mi bajoc, dar tu crești și îți bajoc automat. N-ai cum tu să ieși de unul singur. Nu ai cum, Dumnezeu te ajută. Cum poți să predici atâta de... Mă, dar tu te contrazăști tu pe tine. Deci tu pe tine. Deci tu ai dat exemple de peșteră, de cazuri din astea extreme, da? Sau situații triste. Că normal că nu-i frumos când doi se ceartă sau că nu se înțeleg părinții. Deci tu ai dat exemple de peștere. Totul după aia îl bași pe el într-un context în care nici ar fi trebuit să apară. Că ce eu zis, Dumnezeu, ieși din peșteră. Știți, oricum, eu n-am văzut niciunde să scrie în Biblie că Iisus a intrat într-o peșteră, decât atunci când a fost mormântat. Eu tocmai ce-am arătat. Eu mai bine citesc. Mai bine îmi scriu pe foaie și citesc decât să mă apuc să zic bazaconii și să mint oameni. Păi dacă în Marcu, capitolul 11, de la versetele 15 cu 17, reiese foarte clar faptul că Iisus a intrat în peșteră, cum poți tu, mă, să spui că Iisus niciodată nu a intrat în peșteră? Stai jos. Stai jos că ai, nu că ai 4, ai nota 2. 2, stai jos. Nu știu, pastore Bohariu, ție nu-ți rușine atâta cât te contrazici.
Măi, eu te-am înțeles că ești obosit. Te-am înțeles. Dar faza e că tu peste tot ai tendința asta de a predica în halul ăsta. Să spui una și pe urmă te contrazice, adică tu îți dai autogol la milisecundă. Păi când omul e în peșteră, când omul e într-o situație grea, are nevoie de Dumnezeu ca să iasă de acolo. Nu o ieși și după aia ajută-mă, Doamne. Păi ce să te mai Dumnezeu după ce tu ai ieșit? Nu, atunci Dumnezeu te ajută. Intră în peșteră cu tine, Iisus, Dumnezeu. Cum poți să spui că în Biblie nu există? Nu există nici un verset sau capitol, bine că tu n-ai să așa de așa să subînțelegi perfect, din care să reiasă faptul că Iisus a intrat în peșteră când, Doamne, și ferește, zic, mă, tu din bisericile pe unde te duci, tu le transformi automat în peșteri. Tu le transformi prin faptul că faci vânzări cu cărțile alea tale. Și mai trezi atât, e că lângă cărțile tale nici măcar nu se află o Biblie. Și nu spune că se află mincinucă. Bă, nu fi mincinucă. Nu fi mincinucă că am văzut poză. Am văzut poză, cum stăteau așa cărțile întinse pe masă și n-am văzut nicio Biblie întinsă acolo. N-am văzut nicio Biblie pusă lângă cărțile tale. Îs mai presus, îs mai valoroasă cărțile tale decât Biblie? Pune-mă acolo lângă cărțile tale măcar... Măcar dacă vine Iisus și vede că ai făcut peștile din templu, măcar să vadă că ai și o carte de-a lui, mă. Mă pune Biblia, Vechiul Testament sau Noul Testament, sau pune-le toate și vinde-le. Și fă-ți profit pentru Asociația Miros de Cer. Oricum o să revin eu la faza cu cărțile alea, că am o întrebare. Am o întrebare care pe mine, nu știu, mă frământă așa într-un fel, știi? Mă frământă când văd că oamenii chiar îți cumpără ție cărțile, știi? Ținând cont de niște aspecte. Nu știu, pe mine chiar mă pune pe gânduri faza asta cu cărțile. Dar aia o lăsăm deoparte acum. O să revin eu dacă nu uit. Spune-mi, Boariule, nu vrei să te pui jos. Nu vrei să încetezi să spui că eu n-am văzut asta, că Biblia nu există, că aia nu e așa, că nu vrei un pic să te, știi, să-ți dai un pic de update, mă, man. Editează-te un pic. Editează-ți un pic creierul sau du-te acasă. Și ascultă-ți predicile și gândește-te, mă, am zis asta, oare a fost la oboseală? Din necunoștință? De unde? Cum? De ce am zis chestia asta? Și du-te fă research, măcar după ce spui, du-te și caută și vezi. Dar tu te crezi prea bun încât să te mai evaluezi, așa? Tu crezi că ești prea perfect ca pastor ca să te mai, știi, un pic mă de autoevaluare, nu merge acolo. Sau tu vrei să spui mie că templul ăsta nu a fost peșteră? Păi dacă Iisus a spus că voi ați făcut din templul meu o peșteră, scurt, un creștin, o persoană care crede în Biblie, n-are cum să creadă ce spui tu, crede ce spune Iisus. Dacă Iisus a spus că templul a fost transformat în peșteră din cauza negoțului și din cauza activităților pe care oamenii le făceau în biserică, înseamnă că așa a fost peșteră. N-ai tu cum să vii să schimbi că nu a fost peșteră. Nu mai spune, Bohariule, că nu există nu știu ce versete. Nu mai spune tu că dacă tu n-ai văzut nu știu ce, nu există lumea asta reală, că tu nu ești prezent peste tot. Nu. Tu nu știi situațiile tuturor. Nu. Nu. Tu nu ești un artific să fii prezent în fiecare secundă, lângă fiecare om, ca să vezi situația și rezultatul și consecințele. Nu. Nu-ți mai căsca gura unde nu-ți fierbe ăla, știi? Că asta e o zicală de 100 și de 1000 de ani. Nu îți mai deschide gura unde nu te privește. Nu mai generaliza. Nu. Nu folosi mesaje foarte specifice când de fapt nu-i cazul. Când de fapt știi că poți fi contraatacat foarte ușor. Scriptural vorbim, din Biblie. Nu știu, mă, te-a ținut să jenă un pic. Să apar eu, o persoană te, să-ți demonstrezi o ție că totuși există. Există un moment în care Iisus a intrat. Unde a intrat, mă? În biserica ta. În biserica ta să-ți iai către să zică, Bohariule, ce faci aici? Ai făcut din casa mea o peșteră. Că-ți trebuie ție afaceri. Că-ți trebuie ție nu știu ce. Că tu vrei să ajuți oamenii cu banii din vânzări de cărți, tu vrei să-i ajuți pe cei nevoiași. Deși, ca ce chestie, ai mai scoate tu cărți și le-ai publicat, de ce ai mai investit bani în toată acțiunea asta ca să câștigi aceiași bani și pe urmă banii aceia că tu să-i folosești. Spălare de bani. Dar la asta o să revin eu. La asta o să revin. Alt video. Ca să nu mă apuc să te fac video de câte ori. Deci, Boha, te rog frumos, stai jos, măi omule. Stai jos, nu mai pretinde că le știi tu pe toate.
Că nu le știi pe toate. Nici din Biblie și nici din viața reală. Eu să nu te mai aud pe la predici că spui, a, păi ați văzut voi, nu știu ce, că eu n-am văzut. Și automat tu, cu creierul ăla tău, invalidezi trăirea multor oameni. Că dacă tu n-ai văzut o albină că a făcut flotări pe mătură, bă, nu există albine din astea. Zice, ba da, există, mă. Ba da, uite, eu am văzut tu, dacă n-ai văzut tu, e problema ta. Nu mai vorbi specific sau nu mai generaliza atunci când nu e cazul. Fii atent că ești pastor. De la pastor sunt pretenții. Nu? Că de-aia vă duciți în față și predicați a ta de aroganță. Și apoi când te mai văd că te faci că îți dau și lacrimile, nu, nici n-are rost. N-are rost. Un mai mare dramaturg decât tine, eu n-am văzut. N-am văzut. Ca pastor. Ai o dramă în tine, amu plângi, amu te faci că stai așa. Nu înțeleg. Știam că există o boală, zic asta și închid. Eu nu știu dacă tu suferi, că nu cred, nu știu, și ar fi puțin asta. Boala e când se zice că dacă, no, dacă ești bipolar, știi? Acum așa, după aia ești invers. Mă, dacă aș ști că suferi de boala asta, pe cuvântul meu, că mi-aș cere iertare, că nu-ți cred lacrimile și nu știu ce. Dar vezi, eu nu știu dacă tu ești bipolar. Nu știu dacă ești, știi? Că pe oamenii ăștia bipolari, oameni buni, trebuie să-i înțelege. Acum râd, acum plâng. Acum, deci, îs dintr-o extremă în alta, în câteva secunde. Da, eu nu știu dacă e bipolar sau nu e bipolar. Dar dacă nu e bipolar, e cel mai mare dramaturg. Dacă cineva știe că pastorul ăsta e bipolar, vreau frumos să-mi spuneți că nu mai vreau să îl numesc dramaturg. Eu nu vreau să jignesc, da? Dar oricum nu cred că e bipolar. Nu e bipolar, că nu. Nu, frate, nu. Vă faceți voi numai, știi? Vă faceți. Dar dacă ar fi să vă duceți la medic, noi nu mergem la medic, că noi nu credem în Dumnezeu. Noi nu credem în medic, noi credem în Dumnezeu. Mă, dar interesant că atunci când sunteți la limită, știi, pac, direct la doctor. Nu-i nimic, mă, că-s cu ochii pe voi. Buhariule, nu mai spune că nu scrie în Biblie, nu știu ce. Și nu mai spune că dacă tu n-ai văzut țânțar cu plombe, nu există. Că există și țânțar cu plombe. Știi ce zic, frate? Nu mai exagera. Nu mai minți. Stai jos. Eu, Noami Mureșan, îți spun să stai jos. Îți poruncesc. Știi ce zic? Stai jos. Faci-o ca chilăbuț Nechifor, numai ăsta. Când zice ceva, dacă oamenii nu răspund înapoi, amin, să faci că mai repete încă o dată. Și dacă e la el la biserică, la Betel ăla, unde nici nu mai știu Betel sau Betania în Cluj, un el pastor, dacă oamenii nu zic din nou amin cum vrea el sau mai tare, le spune, n-o stați în picioare, că dacă n-ați spus amin, vă țin în picioare. Și oamenii stau în picioare ca proști. Așa ceva? N-ai văzut, mă? N-au zis și acum ca și chelăbuță ăsta, știi? Stai jos! Stai jos, că nu-mi convine ce ai zis, știi? Am învățat și eu ceva de la chelăbuță. Poruncesc! Că doar eu mă mandatez singura. Boha, vezi că din bisericile pe unde te duci și vin scărți, ai făcut peșteri. Și în contextul ăsta, peștera nu-i plăcută Domnului. Știi ce zic? Nu-i plăcută nici lui Dumnezeu și nici lui Iisus. No, hai, la revedere și stai jos. Îți transmite chelăbuț Nechiforică.